Stă scris la lege și la mărturie. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 17, cu versetul 10, stă scris Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după roadele faptelor lui. Am fost ispitită, teribil de ispitită, spune autoarea, văzând cât de puțin dintre cei care declară că îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc cu adevărat. Ascultarea noastră de poruncile lui Dumnezeu dovedește dacă suntem într-adevăr copiii lui. Suntem înclinați să ne temem de aparența lucrurilor trecătoare din această lume. Toate forțele și puterile întunericului acționează împotriva rasei umane pentru a restrânge libertatea religioasă și a impune slujirea și închinarea la sabatul idolatru. Dumnezeu știe care vor fi urmările. Sunt așa de bucuroasă că Tatăl înțelege fiecare detaliu al dificultăților cu care noi trebuie să ne confruntăm. Crezând că El este Dumnezeu și cunoscându-L ca Dumnezeu, știm că El are o viziune mai largă decât ne este nouă posibilă. Idealurile Sale sunt mai înalte decât oricare dintre părerile noastre. El poate citi fiecare plan ascuns al inimii celor care se asociază împotriva lui Dumnezeu și cooperează cu îngerii răi pentru a-i dobori pe cei neprihăniți. Toate forțele îngerilor răi, asociate cu oamenii răi, vor fi în acțiune pentru a suprima adevărul și libertatea de a crede adevărul. Să nu cedăm acum în lucrarea noastră și să nu fim descurajați. Orice dilemă este ca ziua de deschisă înaintea cercetătorului Inimii. El vede efortul făcut pentru a influența un copil într-o direcție greșită. Cel prea înalt și ales care locuiește în veșnicie nu va trece cu vederea pe cel care lucrează contra voii sale, murdărind și corupând mințile omenești. Trebuie să ținem cont că Dumnezeu cunoaște și Dumnezeu înțelege. Aveți în vedere standarde înalte. Ca popor ales al lui Dumnezeu, aducem la îndeplinire planurile sale și realizăm scopurile sale. Sinele este supus lui Dumnezeu. Trebuie să privim la Isus sperând în el, fără să-l dezamăgim și fără să-i înșelăm așteptările. Să facem? și să fim exact ce vrea El. Și lecția pe care trebuie să o învățăm în fiecare zi este să fim blânzi și smeriți cu inima. Apoi putem să ridicăm standardele mai sus și mai sus. Copiii mei, ascundeți-vă în fiecare zi în crepătura stâncii, unde nu veți fi văzuți. Dar veți putea vedea și unde veți putea auzi proclamarea caracterului lui Dumnezeu. Acest lucru merită totul din partea noastră.